care ați fost vineri seara, am revenit cu ajutorul Domnului. Nu mi-am făcut calcule și nu am calculat că astăzi, aici, într-adevăr, sunt rusaliile. Până când fratele a menționat, nu am realizat lucrul ăsta, dar așa este, nu? Așa că această temă despre Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt, cred că chiar se potrivește. În această dimineață vreau să ne concentrăm la un singur aspect legat de lucrarea Duhului Sfânt, de persoana Duhului Sfânt mai degrabă. Și am să amintesc cei care ați fost vineri seara, știți, sau probabil mai știți, sper că mai știți, care a fost tema discuției. Aseară la Sunbite am vorbit despre, am continuat această temă, am vorbit despre Duhul Sfânt în continuare, ca persoană. Duhul Sfânt este o persoană, iar această persoană este Dumnezeu. Asta este fundația și mereu subliniez lucrul acesta. Am vorbit despre, bine, în măsura în care se poate vorbi despre Trinitate, locul Duhului Sfânt în Sfânta Trăime. Și am împărtășit câteva nume pe care le are Duhul Sfânt în Biblie. Pentru că și numele Duhului Sfânt din Sfânta Scriptură ne arată ceva despre persoana Duhului Sfânt. Iar astăzi, în continuare, o să împărtășesc despre un singur simbol. Simbolurile Duhului Sfânt. Sunt mai multe simboluri pe care Duhul Sfânt le are în Scriptură. Unul dintre aceste simboluri este vântul. Despre acesta vreau să împărtășesc câteva gânduri, având în vedere totuși că trebuie și să încheiem, nu? Că trebuie să mergem la Sunbite după masă. Așa că despre acest singur simbol vreau să vă provoc să veniți la Sunbite, toți care puteți. Vedeți, acest verset pe care l-am citit, versetul 8 din Ioan capitolul 3, este în contextul în care Domnul Iisus îi explică lui Nicodim ce e cu nașterea din nou. Cum e cu nașterea din nou? Iar după masă voi împărtăși cu ajutorul Domnului care este exact despre nașterea din nou și cum Duhul Sfânt operează în noi la nașterea din nou. Pentru că cred că suntem cu toți de acord că nașterea din nou nu este opera noastră, este opera Duhului Sfânt. Și este bine să înțelegem cum lucrează Duhul Sfânt la nașterea din nou. Din mai multe motive. Unul ar fi pentru că, iarăși, o înțelegem de foarte multe ori după alte metode, sau poate nu înțelegem, sau poate nici nu ne punem problema, sau poate nici nu știu cum am putem răspunde, cum ar răspunde fiecare dintre cei care suntem aici la întrebarea ce înseamnă naștere din nou? Ce se întâmplă la naștere din nou? Bine, se poate da un răspuns. Frate, nu știu ce se întâmplă, dar am trăit-o, am experimentat-o. Slavă Domnului dacă este așa. Dar ceea ce urmează după nașterea din nou, viața trăită în Duhul Sfânt, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ne dezvăluie ce s-a întâmplat la nașterea din nou și este bine să știm aceste lucruri. Dar revenind la acest simbol al Duhului Sfânt, care este vântul, am să împărtășesc câteva lucruri legate de acest simbol. Ce ne arată despre Duhul Sfânt acest simbol? Vântul. Care sunt semnificațiile acestui simbol? Pentru că, vedeți, numele pe care le poartă Duhul Sfânt în Scriptură ne arată, cum spuneam, câte ceva despre El. Ne descoperă. Pentru că am mai spus la început și repet, scopul
acestor gânduri, acestor, să spun așa, serii de predici, este ca să-L cunoaștem mai mult pe Duhul Sfânt, în așa fel încât să ne îndrăgostim mai mult de El. Amin. Să ne îndrăgostim de Duhul Sfânt. Nu de lucrarea Lui, nu de ce face El, ci de persoana Lui. Amin. Pentru că Duhul Sfânt este o persoană. Aleluia. Iar această persoană este Dumnezeu. El este, poate impropriu spus, a treia persoană, oricum o persoană din Trinitate. Noi credem în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Aleluia. Care este o persoană. Și care în Biblie este semnificat printre altele și prin vânt. Oare de ce? Ce ne spune nouă acest simbol despre Duhul Sfânt? Ce ne descoperă? Ce calități ne descoperă acest simbol în ceea ce îl privește pe Duhul Sfânt? În primul rând, așa cum am citit, vântul suflă încotro vrea. Vântul suflă încotro vrea. Înțelegem de aici ca și vântul Duhul Sfânt este suveran. Duhul Sfânt, vântul suflă încotro vrea. Poate cineva să se opună, poate cineva să întrebe. Vântul, așa cum vântul este suveran și nu îl poate opri nimeni. Tot așa, acest simbol ne vorbește despre faptul că Duhul Sfânt este suveran. Nu îi poți dicta. Are voia Lui. Aleluia. Așa cum a spus. Și își face voia. Nimeni nu-L poate opri. De multe ori L-ar opri oamenii. De multe ori I-ar da instrucțiuni oamenii. Uite, aici e bine să faci așa, acolo așa. Și foarte mulți oameni consideră de multe ori greșit ceea ce face Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt este suveran. De ce? Pentru că este Dumnezeu. Aleluia. Și ca și Dumnezeu care este suveran, avem acest simbol care ne arată că Duhul Sfânt este suveran. Vântul suflă unde vrea. Apoi, mai departe spune acest verset, îl auzi, îi auzi vuietul, dar nu-l vezi. Nu știi de unde vine, unde merge. Ca și vântul Duhul Sfânt este invizibil, dar nu este mai puțin perceptibil sau real sau puternic. Duhul Sfânt, îl auzi, nu-l vezi, dar îi vezi rezultatele, îi vezi efectele, vezi ce se întâmplă, pe unde trece El, pe unde atinge El, pe unde bate El. Această calitate a vântului de a nu-l vedea ne vorbește nouă despre faptul că Duhul Sfânt este, are o taină în lucrarea Lui. Este misterios. Nu știi de unde vine, nici unde merge, spune mai departe cuvântul. Nu știi de unde vine, nici încotro merge. Este misterios. Lucrează de cele mai multe ori într-un mod tainic. Este, oamenii nu înțeleg de cele mai multe ori lucrarea Lui și cum lucrează Duhul Sfânt. De foarte multe ori Duhul Sfânt lucrează în noi într-un mod tainic. Nu percepem. Știm că s-a întâmplat ceva. Știm că am început să gândim altfel. Știm că ceva s-a întâmplat în viața noastră, în gândirea noastră, în inima noastră, în relațiile noastre. Toate funcționează altfel și nu știm exact ce s-a întâmplat. S-a făcut o transformare. Este lucrarea Duhului Sfânt. Aleluia. Care, așa cum spuneam de foarte multe ori, așa ca și vântul, este misterioasă. Nu știi de unde vine și încotro merge.
ca și copiii lui Dumnezeu călăuziți, nu? Este foarte important să înțelegem un copil al lui Dumnezeu este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Amin. Este important să ne lăsăm la această călăuzire a lui Dumnezeu. Chiar dacă pe moment poate că nu înțelegem toate lucrurile. Poate că nu înțelegem toate dedesubturile de ce ne cere Dumnezeu, Duhul Sfânt, la un moment dat, să mergem într-o parte, să procedăm într-un anumit fel sau altul. Lucrarea Duhului Sfânt, ca și Duhul Sfânt de altfel, este misterios. Pentru că, cum spuneam și aseară, este o taină chiar și Trinitatea. Chiar și relațiile dintre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Înțelegem câte ceva, dar nu înțelegem toate lucrurile. Nu înțelegem această unitate care există în Trinitatea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este misterios, ca și Vântul. În al patrulea rând, Duhul Sfânt, ca și Vântul, este indispensabil. În versetul 5 spune cuvântul, adevărat, adevărat vă spun, spune Domnul Iisus lui Nicodim, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Înțelegem că Duhul Sfânt este indispensabil la nașterea din nou. Nu se poate naștere din nou fără lucrarea Duhului Sfânt. Nu se poate naștere din nou fără Duhul Sfânt. Așa cum Vântul este indispensabil. Știți ce s-ar întâmpla dacă... Nu mai știu exact, erau niște statistici care spuneau ce s-ar întâmpla dacă n-ar sufla vântul o perioadă de timp. În scurtă vreme n-ar mai fi viață. Pentru că, de exemplu, n-ar fi polenizare. Vântul este indispensabil. Duhul Sfânt este indispensabil. Nu putem fără el. Nu vi s-a întâmplat de foarte multe ori să știi, așa cum recunoaște și Apostolul Pavel la un moment dat, știi că trebuie să faci lucrul ăsta bun, da? Dar numai nu-l poți face. Știi că trebuie să faci o faptă bună, știi că trebuie să dai partea Domnului, știi toate aceste lucruri, știi că trebuie să mergi la biserică, dar atunci intervine ceva. Nu poți. Trebuie să ajungem să recunoaștem în cele mai mici detalii ale vieții noastre că nu putem face nimic fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este pentru noi indispensabil. Așa cum ziceam, fără vânt s-ar periclita viața pe pământ. Știți că cele mai sănătoase orașe, localități, sunt cele dintre lacuri, cele unde vântul adie cel mai mult. Atunci când Duhul Sfânt suflă peste inima cuiva, inima aceea începe să bată altfel. Slăviți să fie Domnul! Aleluia! Lucrarea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt în persoană, este indispensabil, așa ca și vântul. Apoi, foarte important, cum spuneam, ca și vântul care dă viață, care contribuie la întreținerea vieții, Duhul Sfânt dă viață. În Ioan 6, am să citesc câteva pasaje aici, Ioan 6, versetul 63, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Aleluia. Duhul dă viață. Fără Duhul Sfânt n-avem viață noi. Duhul este sursa vieții. În 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6,
acolo sunt iarăși puse în contrast aceleași lucruri, slova și Duhul care de viață. Este vorba aici despre acel nivel de revelație la care trebuie să ajungem fiecare, rema, acel mesaj pe care îl primim, chiar atunci când citim din Scriptură și pe care îl primim din partea Duhului Sfânt. Sunt oameni care citesc Scriptura și nu înțeleg nimic. Văd în ea poate o istorie sau alții văd geografie, depinde ce caută. Și atât. Pentru a trece dincolo de slovă, există o putere. Aleluia. Este Duhul Sfânt care lucrează prin cuvânt. Duhul Sfânt este Cel care dă viață. Sau, desigur, avem imaginea foarte clară care ne vorbește despre modul cum Duhul Sfânt dă viață. Imaginea din Ezechiel, capitolul 37. Imaginea cu valea oaselor uscate. Și la un moment dat, peste acele oase începe să sufle Duhul Sfânt. Și începe să se miște, începe să prindă. Până în final, acele oase se adună într-o armată puternică. Este lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt rostește un cuvânt și viață este acolo. Ia viață. Lucrurile iau ființă. Pentru că Duhul Sfânt este dătător de viață. În viața ta, ca și credincios, ca și copil născut din nou, ca slujitor, ca biserică, avem nevoie de Duhul Sfânt care să dea viață, care să sufle la un moment dat peste starea vieții noastre, care să aducă viață. În fine, ca și vântul, Duhul Sfânt este irezistibil. Cine se poate împotrivi vântului? Versetul 8 se încheie cu aceste cuvinte. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul, din Duhul Sfânt. Tot așa cum este și cuvântul. Nimeni nu se poate pune împotriva vântului. Nimeni nu-i poate porunci de unde să vină și unde să meargă. Vântul este irezistibil. Duhul Sfânt este irezistibil. Împotriva Duhului Sfânt. Cum spuneam vineri seara, s-au pus cei doi. Și Petru le spune, cum de-ați avut curajul să-L mințiți pe Duhul Sfânt? Cum de-ați avut curajul să vă împotriviți? Știți că sunt astăzi oameni care se împotrivesc Duhului Sfânt, poate din neștiință, poate din ignoranță, poate că într-un mod voit, poate că se simt și mal și grozav. Dar împotriva Duhului Sfânt nimeni nu se poate pune. Duhul Sfânt este irezistibil. De aceea Domnul Iisus a spus în fapte 1 cu 8 că să nu vă depărtați de Ierusalim până când veți fi îmbrăcați cu putere. Termenul de putere acolo, termenul folosit este dunamis. Acea putere explozivă. În Biblie avem sunt doi termeni care sunt traduși prin același cuvânt putere. Unul care la origine înseamnă autoritate, toată autoritatea mi s-a dat, toată puterea mi s-a dat, Domnul Iisus mi-a spus acolo toată autoritatea. Toată autoritatea mi s-a dat și eu vă dau vouă autoritate. Noi lucrăm cu autoritate delegată din partea Domnului Iisus. Dar aici cuvântul pentru putere este dinamis, dunamis, care înseamnă explozie, înseamnă acea putere explozivă. Nu vă depărtați de Ierusalim până când veți fi îmbrăcați cu dunamis. Acea putere în fața căreia nimeni nu poate sta. Nimeni nu-i poate rezista. Cum spunea
un păstor pe vremea cealaltă, apropo de ceea ce vreau să facă atunci comuniștii, să închidă bisericile și așa mai departe, spunea el, adresându-se aproape într-un mod curajos și literal, spunându-le, eliberați calea, pentru că este lucrarea Duhului Sfânt. Cine se împotrivește? Cine își ține, zicea el, măgarul? Luați-vă măgarul, pentru că Duhul Sfânt este gata să lucreze. Duhul Sfânt, ca și vântul, este irezistibil. Cine se poate împotrivi lui? Atunci când el vrea să ridice pe cineva, cine poate să-l ia la întrebări? Atunci când el coboară pe cineva, cine poate să-l mustre? Cine poate să-i spună de ce face așa? Cine îl poate lua la întrebări? Pentru că vine Isaia și spune, cine ești tu, omule? Poate cumva lutul să spună olarului de ce face așa cum, de ce lucrezi așa cum lucrezi? Este exclus. Tot așa este cu Duhul Sfânt. Aleluia. Duhul Sfânt este irezistibil. Gândiți-vă la Ștefan. În Faptele Apostolilor este acest verset care îmi place și care îl descrie pe Ștefan. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 10, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el, Ștefan. Au fost acolo mulți împotrivitori. Și Biblia spune, nu puteau să stea împotriva Duhului cu care vorbea Ștefan. Un om plin de Duhul Sfânt este ca un ciclon. Aleluia. Nimeni nu-l poate opri. Poate că ați văzut efecte ale vântului. Eu am văzut odată, eram în Statele Unite și am trecut la scurt timp printr-un loc pe unde fusese o tornadă din asta. Știți, o tornadă este un vânt care lucrează la capacitate maximă. Și am văzut mașini prin copaci. Efecte ale lucrării vântului. Tot așa este cu un om care este plin de Duhul Sfânt. Nimeni nu-i poate sta împotriva. Cu un asemenea om, Dumnezeu întoarce orașe pe dos, țări. Pentru că Duhul Sfânt este irezistibil. Nimeni nu-i se poate împotrivi. Istoria bisericii este presărată de asemenea oameni pe care Dumnezeu i-a folosit într-un mod puternic. Am putea să numim mulți asemenea oameni pe care Dumnezeu i-a folosit. I-a folosit într-un mod exploziv. I-a folosit îmbrăcându-i cu o putere dunamis și nimeni nu a putut să stea împotriva lor. Duhul Sfânt este irezistibil. Îndemnul meu în această dimineață și în urma acestor cuvinte este să luăm aminte. Să luăm aminte pentru că, așa cum spuneam și repet, noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Amin. Vă dați seama cu cine avem de-a face? Ce putere avem la dispoziție și nu suntem conștienți. De aceea, acum spuneam, parcă și vineri seara, este un păcat să reducem pe Duhul Sfânt la câteva dintre darurile sale și să uităm persoana sa, să uităm puterea sa, să uităm că El este Dumnezeu, să uităm că El, atunci când vine să locuiască în noi. Nu vine să ne influențeze pe aici, pe acolo, vine să ia controlul. Desigur, nu va lua controlul dacă nu-l lași. Nu. El ia controlul acolo unde este invitat să preia controlul.
El nu forțează. De aceea, cum spuneam, Duhul Sfânt poate fi și întristat. Da, acest Duhul Sfânt, care este irezistibil, care este o forță, care este dunamis, veți primi o putere, veți fi îmbrăcați cu putere. Același Duh Sfânt, dacă nu îl lași să lucreze în viața ta, stă întristat. Se întristează. Pentru că El știe ce ai putea să devii dacă lași pe El să lucreze. Aleluia. Dar atâta timp cât te simți tare, mare, în stare, puternic, descurcăreț, te lasă. Te lasă. Te lasă să-ți conduci afacerile, te lasă să-ți conduci viața până o faci praf. Te lasă să-ți conduci familia până o dai și cu asta de pământ și pe urmă te întreb, dar soția îi devină, dar soțul. Stăteam săptămâna trecută de vorbă cu o asemenea soție care a avut o asemenea experiență în familia ei. Un soț care se pretindea foarte religios, foarte bun în toate privințele, dar care știa un singur lucru în relație cu soția lui, să-i spună, tu trebuie să stai, să fii supusă. O soție care a stat 15 ani în starea asta, pentru că n-a știut că un soț care a căzut din starea lui de preot, de cap al familiei, prin neascultare, baza relației, baza unei familii creștine, știți care este? Dragostea soțului față de soția lui. Asta e temelia. Ce se întâmplă dacă temelia se rupe? Ce mai poți să clădești pe o temelie distrusă? Dar asta e baza. Dragostea soțului față de soție, așa cum Hristos își iubește biserica. Așa că, nu știu de ce a trebuit să spun aceste lucruri, dar cred că ele sunt pentru cineva de aici. Dacă ți-ai pus întrebări, de ce ai probleme, mai căutați la temelie. Vedeți cum stați cu fundația. Că dacă fundația este distrusă, atunci tot ceea ce urmează, tot ceea ce încerci să clădești pe o fundație distrusă, nu va rămâne, nu va sta în picioare. Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să ne ajute să iubim. Nu putem, știm că trebuie să ne iubim unii pe alții, nu? Cine nu știe asta? Dar cum se întâmplă că ai ceva înăuntru tău când vezi pe o anumită persoană? Începe să te deranjeze la stomac. Sau începe să ți se ridice tensiunea. Așa, dintr-o dată, brusc. Cum se întâmplă? Nu cumva Duhul Sfânt este întristat undeva într-un colț al inimii tale, pentru că nu i-ai lăsat controlul? Domnul să aibă milă. Duhul Sfânt este irezistibil, dar trebuie să-L lași să te controleze. Amin. Și să nu-ți fie teamă că El nu greșește. El niciodată nu greșește. Amin. El știe, El ne cunoaște. Pentru că, așa cum spuneam bine, El este atot cunoscător. Ca El este Dumnezeu și El cunoaște toate lucrurile. El te cunoaște. Îți știe gândurile. De aceea vine Isaia și spune, gândurile lui Dumnezeu față de gândurile noastre sunt atât de înalte și nu le putem cuprinde. Dar noi, spune Apostolul Pavel, avem gândul lui Hristos. Aleluia, ajută-ne, Doamne! Ca să ai gândul lui Hristos, trebuie să-L lași ca Duhul Sfânt,
care lucrează în mod tainic în inima ta, în ființa ta, să lasă să lucreze. Amin, ajută-te. Și atunci când El alege să lucreze cu putere, să lasă să lucreze cu putere. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Acesta este Duhul Sfânt. Merită să ne îndrăgostim de El mai mult. Amin. Merită să ne punem toate silințele, să-L cunoaștem mai mult pe această persoană care este Dumnezeu și care este Duhul Sfânt. Amin. Și care mi s-a dat. Și care este noi. Și care locuiește în noi. Suntem temple ale acestui Duh Sfânt. Amin? Amin. Haideți să spunem cu toții. Sunt templu al Duhului Sfânt. Sunt templu al Duhului Sfânt. Slăviți să fie Domnul. Amin. De acolo încep toate lucrurile. De acolo putem să vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, putem să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, despre umplerea cu Duhul Sfânt, despre toate celelalte lucrări. Dar până nu suntem conștienți, într-un mod continuu și serios, că suntem temple ale Duhului Sfânt, că Duhul Sfânt locuiește în mine, până nu sunt conștient de asta, n-are rost să vorbim despre celelalte. S-ar putea să ne înșelăm. S-ar putea să avem o experiență temporară, subțire. Baza este asta. Duhul Sfânt este suveran, este invizibil, este misterios, este indispensabil, este irezistibil, este atotputernic, este dunamis și merită să-L cunoști mai. Aleluia. Niciunul dintre noi nu-L cunoaștem suficient. Eu am nevoie să-L cunosc mai mult pe acest Duh Sfânt. Aleluia, ajută-ne, și vreau să-L cunosc mai mult. Aleluia. Apostolul Pavel, după mulți ani de slujire, spune aceste cuvinte ca să-L cunosc pe El. Aleluia. Și puterea învierii Lui. Aleluia. Să-L cunosc pe El. Să-L cunosc pe Duhul Sfânt mai mult. Și puterea cu care Duhul Sfânt l-a înviat pe Hristos. Aleluia. La acel nivel ne așteaptă Dumnezeu. Și să nu ne mulțumim cu lucruri mărunte. Acolo ne așteaptă să-L cunoaștem pe El mai mult. Doamne ajută-ne! Amin. Haideți să ne ridicăm pe picioare.